Bun găsit la Pulsul Zilei. Continuăm și astăzi dezbaterile privind problemele administrației locale din Pașcan. Iată, acum când iarna bate la ușă mai devreme decât ne așteptam. Îmi spunea cineva, am venit mai devreme cu taxi, îmi spunea că, iată, aici, în apropiere de Pașcan, la Comița, ar și început să ningă. Foarte tare. Și din câte înțeleg, RGCL-ul a început să furnizeze căldură, deși ieri susținea că nu o va face decât la instituțiile publice. Era și cazul, pentru că este foarte frig. Foarte frig. Bun. Așadar, vom afla și părerile altor consilieri locali în legătură cu raportul prezentat de Regia Locală de Termoficare privind pregătirea de a furniza căldură în această iarnă, care se anunță destul de grea. De asemenea și despre eutanasierea câinilor comunitari, eșalonarea sau scutirea de penalități a unor agenți economici și alte probleme, bineînțeles, de interes public. Invitații mei din această seară sunt domnul Nicolae Ienea, consilier local PNL. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Și domnul Ioan Danu, consilier local PPDD. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Cei care au întrebări pentru invitații mei sau comentarii în legătură cu tema emisiunii, cu temele emisiunii, pentru că sunt mai multe, le pot adresa pe numărul de telefon 0766-800-644, vă rog, printr-un SMS, nu pot răspunde în direct, sau pe adresa de messenger bit.tv@yahoo.com. Bun, domnilor, ați participat la ședință, ați ascultat raportul prezentat de directorul, de doamna director Georgeta Sandu. Iată, regia a început de astăzi să furnizeze căldură. A și spus, de fapt, că regia este pregătită să furnizeze căldura, că nu mai sunt datorii la utilități, la gaz în special, așa cum erau în anii anteriori, dar că sunt probleme în continuare în ceea ce privește datoriile istorice, în ceea ce privește prețul, au fost comentarii în legătură cu prețul, cu subvenția la căldură, dacă va fi sau nu va fi în acest an, în această iarnă. Ce părere aveți despre raportul prezentat și cum vedeți dumneavoastră viitorul regiei în această iarnă și chiar după? Vă rog. Am ascultat raportul prezentat de doamna director Sandu. Prima dată am înțeles că societatea nu are datorii. În schimb, pe cealaltă parte spune că sunt datoriile istorice. Deci societatea tot are datorii, chiar dacă istorice, pentru că și într-o familie, deci nu poți să spui că datorie aceea de astăzi nu mai este sau de ieri și de altă ieri. În schimb, este bine că s-au achitat datoriile în ce privește gazul comerciale, da, datorii comerciale, ca să poată începe funcționarea distribuției agentului termic în această toamnă, chiar foarte devreme, față de anii precedenți. Și aici chiar mi-a părut bine că a spus doamna director că a negociat chiar în cabinetul domnului primar prețul la gaz. Probabil o să o facă și la prețul energiei electrice, că se discută de foarte mult timp. Și încet, încet, dar problema în ansamblu nu este rezolvată. Nu este rezolvată din ce motiv? Deoarece și anul acesta au fost în jur de 300 sau peste 300 de dembranșări, asta ne lasă de gândit. Pentru că o perioadă de câțiva ani, dacă ne gândim 300 înmulțim, înseamnă că în timp de 10 ani, dacă se continuă așa, deci regia de termoficare dispare. Păi dacă mai sunt 3900 de abonați, deci ne gândim unde ajungem. Sunteți indulgent. Alt consilier spunea că în câțiva ani de zile. Bine, îi spunem în ritmul acesta, pentru că 3.000 de dacă abonați nu mai este rentabilă. Da. Gândindu-ne oricare persoană din oraș, dacă discutăm referitor la abonații care sunt în cadrul regiei și plătesc gigacaloria atât de scump, pentru că știm anul trecut s-a majorat prețul la gigacalorie și s-a majorat pe bună dreptate. Nu că cineva a vrut să-l majoreze. S-a ținut artificial un an, doi, an electoral, un alta, dar prețul de producție real a fost adus acolo unde trebuie. Nu a fost o majorare chiar forțată ca să împovăreze locuitorii municipiului Pașcani. Dar acum
clienții fiind mai puțini, iarăși este nevoie de o majorare care nu crede-o că nimeni nu o să o facă. Prețul real, dacă ne gândim la prețul real. Acum s-a discutat și despre cota comună foarte mult. Ne gândim dacă câteva persoane mai sunt într-o scară de bloc, spunea doamna director, dacă sunt două apartamente într-un bloc, ori plătește cota comună, preia, inclusiv cota comună care ar trebui să plătească dublu gigacaloria, ori dispare, adică pleacă și le întrerupe regia. Ceea ce s-a și întâmplat. Probabil sunt numai trei locuințe, exact, care s-a întâmplat, sunt în situația asta. Dar cu toate acestea, ca să ne gândim, dacă astăzi spuneți dumneavoastră, eu nu locuiesc la bloc, adică nu am încălzire centralizată. Am primit un mesaj pe telefon. Așa, și sunt bucuros că regia a putut, a putut să distribuie agentul termic. Pentru că este o perioadă foarte rece și copiii acum merg la școală. Este, în schimb, trebuia să mai amintesc ceva. Un coleg de-al nostru a făcut o propunere în Consiliul Local. Dacă perioada înaintează și foarte multe persoane se debranșează în perioada următoare, deci ar fi bine ca Consiliul Local să subvenționeze amplasarea sau montarea centralelor de apartament pe banii primăriei. Dar foarte mulți nu sunt de acord. Și de ce spun? Adică spun așa, domnule, noi plătim taxe și impozite. Noi vrem stradă, vrem spital, vrem școală, deci în apartament e treaba cetățeanului ce face. Nu, adică banii noștri să meargă în subvenții la centrale termice. Vă sugerez să vă pregătiți să dați și frigidere. Să puneți și aer condiționat vara, pentru că va fi probabil o vară la fel de călduroasă cum a fost și în acest an. Bun, dar le luăm pe rând pentru că trebuie discutate bine. Despre raport, ce părere aveți? În primul rând... O secundă, și aș mai adăuga aici o întrebare. De ce tot timpul când în Consiliul Local este prezentat un raport, după ce este prezentat, consilierii tac, nu spun nimic. Dincolo de acele comentarii care au fost făcute și acum, doamne, dar nu se ia nici o decizie, deși se impune. Sunt probleme care, în mod firesc, ar trebui corectate. Nu s-a întâmplat acum, nici când a fost prezentat raportul poliției. Dacă vreți să lămurim lucrurile din Consiliul Local, asta este altă discuție. Și vă spun de ce. În Consiliul Local știm care este ordinea. 11 consilieri PSD, 4 PNL și restul, ce mai sunt, 2 PPDD și 2 PDL. În momentul în care se prezintă un raport sau noi trebuie să luăm o inițiativă sau ceva de genul ăsta, noi, în afară de faptul că vorbim, nu se întâmplă nimic. Eu aș vrea să fac o poziție, dar să și concretizez ceva. Ori, în actuala structură, nu am cum să fac așa ceva. Dacă domnul primar are 11 consilieri, da? Dumnealui este șef de partid, este și executiv, este și legislativ. Deci cu 11 consilieri poți să faci orice. Restul, vă dau, da, domnul Ienea, dumneavoastră, stați puțin. Eu nu sunt de acord cu dumneavoastră. Două secunde. Pentru că nouă nu ne interzice nimeni să luăm poziții, să nu avem opinia asupra proiectului de hotărâre. Suntem al doilea an de mandat. Nu două secunde. Problemă, dar nu spuneți că adică noi, indiferent, suntem mai puțini, trebuie să tacem din gură. Haideți să vă întreb altceva. Sunteți al doilea an de mandat. Câte proiecte ați făcut? Am participat la mai multe proiecte în cadrul grupului PNL. Deci un proiect al dumneavoastră în aproape al doilea an de mandat. Am participat la mai multe proiecte în cadrul grupului de consilier. Deci dar nu ne interzice, care să scadă nu ne interzice primarul Pantaze sau grupul de consilier PSD să nu avem o poziție sau nu știu ce. Asta e treaba dumneavoastră. Cât deci, ajuns pe masă? Nu trebuie să vorbiți dumneavoastră în numele opoziției. Eu vreau să vă întreb, de ce nu faceți proiecte, poftim? Haideți că la mine, am înțeles, sunt în opoziție, nu o să le bage niciodată pe masă. Bine, poziția deci, dumneavoastră acesta... care este? Proiectul dumneavoastră să analizăm și o să-l votăm, care dacă este corect. Deci nu înseamnă că nu trebuie să fim de acord cu opinia și cu părerea dumneavoastră. Trebuie să fiu optimist. Sunteți... Deci eu nu am venit să fac o poziție de gică contra. Păi aici e problema. Domnul Danu, repet întrebarea. Haideți să lăsăm așa chestiunile generale.
Pentru că, așa, la modul general, nu știu dacă, cum a spus și domnul Ienea, nu știu dacă primarul a venit vreodată și niciodată a spus, opoziția deci, nu are voie să vorbească. Nu, sau nu are voie nu, nu este să, vorba despre asta. La inițiativă. Deci, dar ceea ce nu înțeleg eu, a fost un raport extrem de important, da. Cu anumite accente. Consilierii și-au spus da. Punctele de vedere. Dar de exemplu, părerea mea. Nu am văzut, domnule, o decizie. Nu se poate lua o decizie. Deci, din punctul meu de vedere, la RAGCL, de fapt, sunt două mari probleme. Unu, debranșările, care nu le poate opri. De ce nu le poate opri? Din cauza prețului. Ca să scazi prețul, cum a spus doamna Geta, haideți să vorbim despre prețul un picuț. Deci prețul anul trecut era 320 gigacaloria. Anul ăsta este la fel. Deci nu s-a schimbat prețul. Bun, dar referim la prețul de... Ăsta e de facturare, 320. Bun. Anul trecut, în august, s-a scos subvenția. Subvenția de la guvern. Deci prețul era 160 de roni, plăteau cetățenii, 100 de roni se plăteau de la guvern și 60 era subvenționat de consiliu de primărie, așa. După care, guvernul a scos subvenția de 100 și a spus, primăriile decideți, ori o băgați în subvenția cu 60, adică 160 să subvenționați voi, din buget. Ori băgați în prețul... Și la noi s-a mers pe preț, da? A fost majorat prețul. A fost majorat prețul. Bun. Dar a fost opțiunea Consiliului Local. Nu toți au votat-o, bineînțeles. Nu, eu am atras atenția atunci că din cauza asta o să crească debranșările, se scad încasările și tot ce urmează după astea. Deci am atras atenția și nu am votat acest proiect. După care a trecut iarna. Iarăși a început valul de debranșări. Ori, dacă tot mărești prețul la cetățean, el nu are cum, caută o sursă de unde să fie mai ieftin. Regia, ca să reziste mai departe, din punctul meu de vedere, până nu găsește o sursă de energie alternativă, nu poate să supraviețuiască. Cum a spus și doamna Geta, 70% din preț este gazul. Și atunci trebuie, deci dacă asta consumă cel mai mult, deci să căutăm o sursă alternativă. Am auzit pe domnul primar cu o instalație de cogenerare. M-am uitat, m-am informat puțin. O instalație este pentru o perioadă de 10-15 ani. Nu știu dacă funcționează la Pașcani, în ce stare este, în ce stadiu este, n-aș putea să spun. Următoarea variantă de energie alternativă, acum pe piață au apărut mai multe, biomasă, parcuri fotovoltaice, sunt centrale care pot să meargă pe curent. Deci faci un parc fotovoltaic și ți-ai asigurat curentul, producția. Uniunea Europeană finanțează proiecte de genul ăsta. La noi, eu am inițiat un proiect cu parc fotovoltaic, mi s-a tăiat din start elanul. Da. Sunteți ghinionist. Nu sunt, dar nu îl făceam pentru mine proiectul ăsta. Eu îl făceam tot pentru cetățeni. Și dacă vine acum și spune, dom'le, 100 de roni gigacaloria, credeți că cei care au centrale vin înapoi la sistemul centralizat? Eu vă spun că sigur, sigur vin înapoi. Bun. Domnul Cojocaru, eu vreau să un pic să mai revin la subiectul acesta. Eu și colegii mei din grupul PNL nu am fost niciodată împotriva debranșărilor. Am zis, domnule, cetățeanul trebuie să aleagă singur între a rămâne la regia termoficare sau a se debranșa și pentru centrală proprie. Dacă regia de termoficare îi acordă un preț mai mic, îi acordă facilități la primăria, deci rămân la termoficare. Dacă nu îmi acordă și prețul crește, și anul acesta sper să nu crească, chiar dacă gazul s-a scumpit chiar de ieri. Deci din câte am aflat din presă. Da, da, da. Și dacă prețul rămâne același și avem condițiile și mai avem primăria poate acorda subvenții, cetățenii nu o să se debranșeze. Noi așa credem. Dar dacă nu, atunci îl lăsăm pe cetățean să plece, să-și găsească singur sursa alternativă de încălzire.
Adică la centrală proprie. Bun, bine dar... că aici se vede, deci putem gândi că cei cu salarii, cu venituri mici, nu o să poată să-și permite să-și achiziționeze o centrală termică. Asta se știe. Bun, ajunge și la centrală. Însă ați spus, primăria trebuie să dea subvenții. Greșit. Consiliul local trebuie să dea subvenții. Consiliul local, dar banii, deci ei gestionează ceea ce a aprobat donatorul de credite. Ceea deci... ce a aprobat dumneavoastră. Eu de am rămas oarecum surprins după acest raport. Mă așteptam ca legislativul să ia în discuție, doamne, ce sume avem la dispoziție pentru a da subvenții la căldură sau ce subvenții urmează să dăm în această iarnă. Ori nu s-a abordat. Păi noi așteptăm un proiect de hotărâre din partea domnului primar. Dar consilierii de ce să nu facă lucrul ăsta? Păi prima dată, deci primarul se gândește la cetățenii urbei. Bun, dar și să presupune să... că nu se gândește. Nu putem. Ba, eu cred că se gândească. Adică să nu lăsăm de acul, dăm primarul, nu mai are, și noi consilierii suntem, ne luăm toată vina, dacă se dau subvenții, dacă nu se dau. Dar responsabilitatea, și... pentru că oricum o aveți, Consiliul Local trebuie să împartă banii, sau sunteți 19 consilieri locali în diferite comisii de lucru și ar trebui să meargă lucrurile, din punctul meu de vedere, mult mai ușor. Mai multă dezbatere. Primarul trebuie să facă. Eu cred că cei îndreptățiți pentru a primi aceste subvenții o să le primească. Deci, nu cred că o să fie lăsați cetățenii cu venituri mici. Chiar o să facă analize foarte serioase asupra... Dar câți bani? Aveți dumneavoastră informații? Câți bani sunt la dispoziție? La momentul respectiv nu am o informație exactă asupra sumei care este va fi alocată pentru subvenții. Probabil în ședința următoare o să ne prezinte domnul primar și... Bun, vă rog. Dumneavoastră aveți dreptate, așa ar trebui să funcționeze normal un consiliu. Păi dacă sunt 11 consilieri PSD, dacă primarul este șeful lor, că e șef de partid. Păi și ce le spune primarul? 11... Stați pe loc, nu faceți treabă sau ce? Deci hotărârile ei le iau. Deci indiferent ce aș spune eu, indiferent ce aș face eu. Dar eu vreau să luați hotărâri și dumneavoastră, nu deci numai... Deci indiferent, dar ce să hotărăsc eu? Ce doriți dumneavoastră? Nu mai faceți lucrul ăsta. Păi dar nu pot să hotărăsc eu, pentru că cei 11 consilieri hotărăsc, nu eu. Eu pot să am o inițiativă, mai mult de atât nu am ce să am. N-am cum să am mai mult de atât. Eu am mai spus-o, cred că zilele trecute, am chiar așteptări serioase din partea tinerilor din Consiliul Local. Asta cu cine votează, dacă sunt suficiente voturi pentru a trece un proiect, este etapa a doua. Dar haideți dar să vedem proiectele pe masă. Dar să ajungă. Da, păi, dar dacă nu ajunge, ce să votăm? Faceți ceva, dar așa e foarte ușor să veniți să spuneți. Sunt în opoziție, prin urmare ei sunt 11, eu sunt singur sau mai sunt cu cineva și haideți să stăm nu sunt nici contra, eu v-am spus din stat. Probabil deci avem exemplu din mandatul trecut, că tot ce se întâmplă era de vină primarul. Consilierii nu aveau nicio vină atunci, în mandatul trecut. Dar nu e, nu când e consilierii corect. Votau împotriva banilor pentru gospodăria comunală, mă refer la mixturi asfaltice și asta, nu erau de vină consilierii care se împotriveau. Era de vină primarul, că nu știa să gestioneze banul public. Nu, data trecută era altceva. Primarul avea așa apetența de a... se băga peste tot și în Consiliul Local de a vorbi, de a lua decizii, de a spune eu fac, eu trec. Ori, acum nu mai suntem în situația asta și eu chiar îmi doresc să văd un Consiliu care să conducă orașul. Noi ne-am învățat 20 de ani, de 20 ceva de ani cu un tătu. Primarul conduce orașul. Ori este o percepție falsă sau, mă rog, reală. Acum este reală. Așa, dar nu ar trebui să fie din acest punct de vedere. Corect, așa este. Nu ar trebui, dar... Bun. Asta cu centralele să o lămurim. A venit domnul consilier Benone Mihuț, este lider de sindicat la Consiliul Local? Nu. Nu avem sindicat. Nu, dar atitudinea cam așa era, de lider de sindicat. Și a propus, doamne, să luăm banii pentru subvenție de la Consiliul Local, care o fi aia, nu îi știu, din buget, dacă sunt, și să-i dăm pentru subvenționarea achiziționării de centrale de apartament. Este bine sau este rău? Pentru că eu înțeleg, dacă se acordă astfel de subvenții, este ca și cum i-ai invitat pe oameni să se debranșeze, nu? Și să închizi regia. Pentru că... Efectiv, dar poate asta se dorește. Închiderea regiei. Dacă n-au, mă rog, n-au putut să o dea pe doamna Geta jos, nu știu ce s-a întâmplat. Nu puteți schimba directorul, închide regia. Politică. Nu știu. Deci, propunerea domnului Mihuț, chiar dacă pare mai mult sindicalist, așa, a stârnit zâmbetul pe buze la mulți dintre consilieri și eu cred că nu o să fie pus în practică,
indiferent dacă colegii noștri majoritari sunt la Partidul Social Democrat, au... Păi nici ei nu erau de acord. Păi aici spun. Nici colegii lui au avut o reacție cam... s-au reținut așa. Deci nu cred eu că o să se întâmple acest aspect. Bine, o să fie cazuri sociale care trebuie ajutate de primărie, familii cu mulți copii, cu venituri mici, punctual, să pot rezolva niște probleme, să ajuți două, trei familii să le înlesnești achiziționarea unei centrale termice și să rezolve o problemă la o familie cu 5-6 copii și cu venituri mici. Dacă să o faci pentru 3.000 de locuințe... 120 de miliarde. Calcul simplu așa. Da. Reieșea, nu? Da. Bun. Costă 20 de miliarde, facem un parc fotovoltaic. Și trecem pe energie alternativă. Eu nu mă pricep la lucrul ăsta, dar chiar ar fi viabil pe timp de iarnă? Ce anume? Parcul fotovoltaic. Deci parcul fotovoltaic el produce. Este estimat undeva la 6 ore pe zi. Deci cum este un calcul de lumină maximă, mă rog. Vara poate să producă mai mult, iarna mai puțin. Păi, și la noi sarcina deci, este pe invers, nu? Iarna mai mult și vara mai puțin. Necesarul, la asta mă refer. Dar nu are importanță asta. Deci păi noi rămânem... Vă spun de ce. Pentru că parcul bagă energia în sistemul energetic național. Și noi emitem niște facturi către E.ON, care ne cumpără curentul. Centralii rămân la rețeaua normală, care este, deci nu are nicio treabă. Păi, după prea... care ei emit facturi către noi. Înțeleg, dar noi nu prea avem legătură sau nu prea avem consum mare de curent electric. Nu, problema noastră nu este la curent electric, ci la gazul metan. Da, la gazul metan. Bun. Se schimbă sursa de energie, se modifică centrala, se trece pe curent electric. Da, deci investiții și la centralele termice. Trebuie și acolo investiții. Bun, știu, a mai fost un primar care a făcut investiții și a modernizat, tot cu promisiunea că va scădea prețul la căldură, după care a crescut. Iar acum, iată, ne gândim să închidem centralele. Păi așa se spunea și la apă, când se lucra la programul ISPA, cu alimentarea cu apă prin Mirostovești, Mircești, Pașcani, ne-a fost să scadă prețul, unde a crescut cu 50% până la urmă prețul. Bun. Haideți că avem și alte subiecte, dar cum vedeți regia? Va supraviețui până la urmă sau nu? Anul acesta eu cred că va trece de iarna asta, deosebit de grea care se anunță, pentru că avem avantajul totuși, trebuie să recunoaștem că avem aceste centrale modernizate. Și cel puțin nu o să mai fie costuri suplimentare, să apară o avarie la central, doar chestiuni mici care o să apară, probleme tehnice. Și mai am încredere ce spun, este și un colectiv tehnic bine pus la punct în cadrul regiei, care știu cu ce să face treaba acolo și chiar o să dea rezultate. Datorii probabil o să fie persoane care nu se poate plăti la timp și asta e cel mai mare problemă când regia nu încasează banii și tu n-ai cu ce să plătești gazul, dar una cu alta o să sper eu dacă va fi o bună colaborare între primărie și regie și banul public va fi bine cheltuit, gestionat în cadrul regiei, sunt sigur că o să depășească ea. Și pe viitor? E mai greu. Dacă la anul vom avea același număr de branșări, deja e un semn de întrebare. Deja e un semn exact asta e situația. Și eu sunt optimist. Dacă scad debranșările, se merge pe subvenție în continuare, nu are cum altfel. Am înțeles, dar nu vă gândiți să veniți cu o propunere. Am întrebat și alți consilieri locali, așa încât instituțiile publice să fie rebranșate la sistemul centralizat. Adică, de ce primăria, de exemplu, nu s-ar rebranșa? Școlile și alte instituții. Ar fi un semnal destul de pozitiv, să zic așa, în special pentru populație. Ca bani, cred că tot acolo are și n-aș putea să spun. Trebuie făcut un studiu, în primul rând. Dar cred că ca bani tot pe aici sunt vârf. Nu știu, n-aș putea acum să spun dacă o școală... Dar nu este aiurea dacă primăria mă refer la o școală. Înțeleg. Dacă actualmente faci un contract cu regia și trece la preluarea agentului termen la regie, automat trebuie să renunțe la 3-4 angajați care fac ture. Păi să renunțe. Atunci spunem
pleacă oamenii în șomaj. Deci e un caz social. Bun, dar mai bine pleacă oamenii în șomaj 3-4 decât să închidem o regie și să plece 100 sau 150, nu? Deci e greu acum de dat un răspuns. Trebuie analizată bine și chiar dacă va fi un proiect de hotărâre în cadrul Consiliului Local... Dar nici măcar nu se discută. Vedeți că nu se discută astfel de variante. Nimeni nu vrea să se atingă măcar. Totuși avem o școală importantă, Colegii Unirea, care este la agentul de la regie. Deci așa este. Bun. Vedem ce va ieși până la urmă și poate o lămuriți și cu subvențiile. Poate cât mai repede, dumneavoastră, Consiliul Local, Primăria, să o lămurească, să vadă ce sume vor fi disponibile, cine anume va putea beneficia de astfel de ajutoare de încălzire și până la urmă, dacă vor fi date, pe ce perioadă, este extrem de important, pentru că și oamenii își fac un calcul. Ne permite, nu ne permitem, stăm doar în bucătărie sau mai stăm și în dormitor. Bun, sunt datorii și la societățile comerciale. Ați văzut, pe urna de zi au fost câteva proiecte importante și din partea solicitări venite și din partea societăților comerciale, dar și din partea persoanelor fizice. Au fost discuții, păreri diferite, aș spune, comisia juridică cu cea economică și, până la urmă, părerea secretarului a contat cel mai mult, pentru că a deraiat Consiliul Local de la buna credință, de la bunele intenții. Și niciun proiect n-a fost aprobat. Este bine, este rău. Semnalul pe care l-a dat Consiliul Local mi se pare totuși negativ, pentru că sunt foarte multe societăți care au probleme, au datorii și sunt convins că s-au uitat la televizor, s-au uitat la dumneavoastră, la ședință. Dom'le, sunt șanse să fie aprobate astfel de cereri sau nu sunt șanse? Și semnalul a fost clar. Mai vedem, mai amânăm, mai la sau niciodată. De exemplu, din 3 sau 6 cereri de reeșalonare a datoriilor și încă 3-4 de scutire, așa, poate una, două societăți puteau să primească avizul, votul Consiliului Local. De ce spun asta? Pentru că împreună cu colegii din comisie am discutat cu colegii de grup, din grupul PNL. Nu toate regiile chiar aveau toate societățile, aveau nevoie de, mă refer la societățile private. Nu vreau să dau nume, așa, dar cum spuneau câțiva colegi și au venit la urechile noastre anumite semnale că sunt agenți economici care își desfășoară activitatea pe raza municipiului Pașcani, au terenuri închiriate sau concesionate chiar în piețe, în piețele agroalimentare, în bazar, cum, și sunt agenți care au profitat de buna înțelegere a Consiliului Local, că nu le-au oprit imediat, nu le-au sistat activitatea când n-au plătit un an sau doi și în această perioadă au făcut chiar investiții. Deci eu sunt bucuros că au făcut investiții. E normal, o societate trăiește dacă face investiții. Dar hai, domnule, să încercăm să ne plătim și contribuția la Consiliul Local la timp. Că, de exemplu, ăla care a făcut chiar investiții de, să spunem, câteva miliarde, n-a avut să-și plătească 200 de milioane. Dau un exemplu așa, nu vreau acum să intru în... Am înțeles. Deci, dar trebuie analizate foarte bine și să nu luăm la pachet chiar situația. Că spunea cineva, domnule, păi dacă se reeșalonează la 6 societăți, haideți, de ce să nu facă la toți agenții economici să reeșaloneze? A fost o propunere exagerată. Deci, și nici ca să retragi totuși. Deci acum, bine, deci, domnul, tehnic nu se poate, pentru că domnul secretar a motivat, domnul secretar a făcut o motivație în cadrul Consiliului, că a apărut o citație în cadrul unui proces la două societăți comerciale. Sau, și a zis, domnule, haideți să vedem ce să care e situația. Instanța cu siguranță și le va da cu executare. Da? Pentru că sunt și societăți care, după cum spun alți colegi care au avut mai multe mandate în Consiliu, domnule, sunt care la 3-4 ani vin cu cereri la primărie să le înlesnească, mă rog, să le scutească anumite impozite, taxe și nu știu ce. Deci e un semn de întrebare. Bun, dar s-a pus un accent necesar, domnule, o singură dată. Și mi-a plăcut chestiunea asta, o singură dată. Iar cu această condiție în față,
Poate, zic poate, era mai bine să fi fost aprobate o parte din aceste cereri pentru eșalonarea datoriei, nu pentru scutire. Dumneavoastră spuneți o singură dată. O singură dată în 2013, nu? Și va mai veni o dată, nu, o singură dată în 2025, când să mai... Așa, și atunci nu mai e nimeni dintre noi, acolo nu mai e, și el mai vine odată, profită. Ar trebui să rămână hotărâre. Eu știu că sunt domni de la primărie care nu sunt obișnuiți cu lucrurile vechi și tot le schimbă odată la 4 ani. Schimbă site-ul, schimbă hotărârile, nu mai găsești nici o hotărâre veche. Și hotărârile se pot schimba peste 4 ani. Ele trebuie lăsate tocmai pentru a avea material de lucru și de referință. Adică nu avem bani să dăm... la o familie cu mulți copii într-o la școală, când și într-o situație grea, când are un copil, un deces în străinătate se întâmplă și trebuie ajutați acești oameni. Și avem bani să plătim 400 de milioane sau peste un miliard să oprim la plată, să scutim agenții economici, că au angajați. Nu, dar n-a fost nimeni de acord cu scutirea. Deci, ați văzut, chiar nimeni nu a fost de acord cu scutirea. Au cerut oamenii, dar fără. În principiu, și noi suntem de acord cu reeșalonarea, fără scutiri, nu este echitabil față de cei care plătesc cinstit. Vă dați seama, nu se poate aproba așa ceva. Dacă o societate are un proces pe rol, să zicem că partea este primăria. Deci noi putem cere la instanță să facă eșalonare, să dea ca, cum se cheamă, verdictul ăla sau ce să ne-a. Hotărârea. Deci noi putem cere hotărârea instanței să fie și eșalonare direct. De ce să-i dea deodată executare? Noi, mă rog, deci ca să-ți recuperezi banii, poți să uzezi de anumite facilități, ca să zic așa, de acord, poți să-i le dea instanța. Știți, Consiliul Local a pasat această problemă, a lăsat-o la dispoziția primăriei. Mai deci exact s-a întâmplat pe societățile astea, au procese, asta este. Că au rămas la domnul Zuzan. Asta, așa ați ați lăsat problema la dispoziția. Dacă dumnealui a spus că au proces, noi cum să-i facem acum? Îi fac reeșalonare. La ce îi fac reeșalonare? Dacă făcea reeșalonare, încheia procesul. Și domnul Nechifor a spus-o foarte bine. Vine hotărâre judecătoare. Și care e problema dacă nu se ține de graficul respectiv? Luna viitoare... Bun, dar vine hotărâre judecătorească să-l execute și noi facem reeșalonare. Atunci care... Deci noi trebuie să punem în aplicare hotărârea. Nu se ajunge la o hotărâre dacă ați fi aprobat acum. El cu hotărârea Consiliului Local mergea în instanță și se înceta procesul. Nu, dar noi vorbim de societăți care nu au procese... Dar semnalul, domnul Danu, semnalul. Știți câți agenții economici au datorii? Dar am spus. Ați văzut? Care dorește poate să facă o cerere? Anul ăsta sute de societăți au intrat în faliment. Da? Deci, reorganizarea judiciară. Asta e mediul economic. E adevărat, dar primăria nu face nimic sau nu vrea să facă absolut nimic? Deci noi suntem de acord, agenții economici care doresc o reeșalonare... Bun, dar sunteți de acord din gură, pentru că la vot... Societățile respective aveau alte probleme. Dar vine o societate, da, dumneavoastră, uite, am o problemă... O societate care nu are probleme nu mai vine de la Consiliul Local. Nu are procese pe instanță. Câte societăți? Doar nu au toate acum procese în instanță. Domnii de la finanță sunt ca niște vulturi. Cum a sunat ceasul? Cum fac procedurile prevăzute de lege? Nu stau și se uită. Abia așteaptă să rezolvă. Nu, nu, nu e chiar cum așa. Cum nu? Păi nu uitați-vă. Exact ca la carte o fac. Te atenționează, îți trimit hârtii în științări, deci care și toată lumea se bun, tânde. Deci putem trage următoarea concluzie. Cei care au datorii, societăți. Absolut. Așa, totdeauna și sunt de bună credință. Să facă o cerere. Să facă cerere și să vină la Consiliul Local. Sigur că da. Bun. Reeșalonare, da. Dar în termeni exacte. N-ai plătit o lună, trebuie să înceteze. Pentru că noi când mergem în piață vrem să avem curățenie. Păi încetează când, de drept. Când mergem în piață, în spații comunitate, vrem să avem ilumina stradal. Păi cum să realizeze în piață iluminatul, curățenia, ordine, disciplina acolo, dacă banii nu se adună la buget? Deci a avut dreptate și domnul viceprimar, când a spus, domnule, ori facem ordine, ori vedem care e treaba. Și cine l-a oprit pe domnul viceprimar să facă ordine? Păi nu, eu cred că va face. Păi să facă. Cred că va face. Dar trebuie să continue mai... Dar îl oprește cineva? Adică el a început să facă ordine cu datornici sau nu înțeleg?
Pentru că așa s-a înțeles, domnule. Cu toată lumea. Adică acele notificări care au fost trimise la fiecare agent. Deci înceteze mai întâi, prima etapă, domnule viceprimar, este să notificați de încetarea contractului de închiriere, da? Și după aia, asta cu datoriile. Dacă au datorii, nu mai au contract de închiriere. Dați-le somație, scoateți-i afară, de exemplu, nu? Asta cu datorie e o chestiune mai complicată. Adică, iată, merg în instanță, executare silită, le rade tot. Le scoate la vânzare tot ce au, dacă au. Și automat, după aia, intră în faliment și așa mai departe. Noi sperăm să nu se ajungă acolo. Pentru 2-3 cazuri sau 10, înseamnă că toți cei 100 de agenți economici într-o zonă comercială nu și-au plătit datoriile. Nu, marea majoritate sunt de bună credință și își achită datoriile către bugetul local. Nu am auzit de un exod să închidem și să-i schimbe din zona respectivă, să-l interzică actul comercial. Am înțeles. Bun. Dar asta ar fi măsura firească, pentru că domnul viceprimar a spus-o și a spus bine, doamne, nici nu încasăm, dar nici nu putem să dăm spațiu altuia. Și primăria ar pierde de două ori. Și așa este. Sigur. Aici ar trebui luată măsura. Doamne, nu ești în stare să plătești spațiul respectiv, atunci părăsești spațiul. Nu, este un contract, deci toți au semnat un contract, de ce nu se respectă contractul? Bun, haideți să vorbim despre câinii comunitari. Înțeleg că au fost strânși 60 spre 70 de câini. Astăzi trebuia să fie în padoc. În câteva zile padocul este plin. Ce se va întâmpla cu câinii comunitari din Pașcani? Nimeni nu vrea să spună cuvântul dur, da? Eutanasiere. Din ce am înțeles, doamna Luminița de acolo deja a vorbit, din afară trebuie să vină niște mașini și se ridice. Dacă așteptăm francezii să vină... Bun, vin odată. Bun, după dar aia... eu am zis, nu știu dacă ați fost atent în Consiliu, la sfârșit, deci nu era pe ordinea de zi un astfel de subiect, și am spus, haideți să facem noi o campanie de adopție. Domnul Toma a spus, păi da, că ăștia la alții au aruncat pisica moartă la noi și acum s-o aruncăm și noi la ei. Nu e chiar așa. Domnul Toma tot aruncă pisica. Bun. Cine deci, o prinde? I-am zis, era bun de făcut și din partea primăriei o campanie de adopție. De exemplu, dacă cineva în oraș vrea să adopte un câine acum, el trebuie să ia legătura cu cineva, nu știe cu cine să vorbească, pe cine să sune. Deci, nu știe nimic, efectiv. Sunt cetățeni care nici nu știu... Păi nu știu, de ce vă spun. V-ați interesat? Domnul Cojucar. Dar nu, vă întreb, doamne, vreți să vă interesați? Deci, dacă era un lucru bine organizat, asta înseamnă o campanie de adopție. Deci, ceva organizat. Deci nu necesită bani, nu, mă rog, alte cheltuieli. Ceva organizat. Și să spună cine vrea, eu sunt sigur că o să găsească foarte mulți doritori. Dar ce înseamnă organizat? Să ieșim cu cățelul în stradă sau ce să nu, face? Nu. Un anunț pe, la dumneavoastră. Erau bune și panourile lui domnul Crăciunescu, acum... Na, dacă le-au este. Refuzat. Na, le-au refuzat. Este. Anunțuri am înțeles, prin mesaj, afișaj, o campanie da, de informare. Exact, de informare, da? Cine se ocupă și cu cine se ia legătura, cum poate să facă mai departe. De exemplu, eu vreau să adopt, dar stau la bloc și nu am posibilități să-l cresc. Domnul primar a și spus că deja amenajează lângă padoc pentru cei care vor să-l țină acolo. Deci este un semnal bun, zic eu. Dar care este mesajul dumneavoastră, semnalul dumneavoastră către cetățeni, către pășcăneni, în legătură cu adopțiile? Aveți un apel, un mesaj în sensul ăsta? Care este iubitor de animale, nu trebuie să-i dau niciun mesaj. Deci omul ia inițiativă. Păi și de ce l-ar da televiziunea? Dacă... Ce anume? De ce să dau eu mesaje dacă n-ar fi nevoie de astfel de mesaje? Asta îl dați la inițiativa primăriei. Deci nu să luați dumneavoastră dar inițiativă. Consiliul local nu mai are inițiativă? Sau Consiliul local, poftim. Bun. Eu am ridicat problema. Deci n-am cu cine să discut. Domnul Cojocaru, eu iubesc foarte mult animalele, în special câine, pentru că de mic copil am locuit la casă, am avut în gospodărie un câine, acum locuiesc tot la casă și am de asemenea un câine. M-a întristat când a apărut această lege. Dar totodată trebuie să recunoaștem
că este și utilă o asemenea intervenție legislativă, pentru că anumite zone, în zonele școlilor, în zonele piețelor, deci foarte mulți câini comunitari, chiar dacă ei erau înregistrați la aceste ONG-uri, au marca în ureche, spune că sunt ONG-urile și-au făcut treaba, sunt deparazitați, sunt sterilizați, mă rog, toate procedurile, dar totuși sunt, pot fi imprevizibili și uitați, o tragedie, să mă gândesc să nu apară și la Pașcani. Oriunde se poate întâmpla, bine, că au fost cazuri la Pașcani, vă amintiți când chiar pe postul noastră televiziune ați dat persoane în urmă cu un an, doi, care au avut, au suferit mușcături de câini și au mers la spital. În schimb, dacă măsura care a luat-o primăria în momentul de față, adică în urmă cu 2-3 săptămâni de a reabilita spațiul, padocul de la Pașcani, din zona Siretului acolo, eu am văzut imagini pe posturile de televiziune și am văzut că deci acolo se lucrează. Pentru că a fost o perioadă când s-a abandonat. Asta e situația, când de lipsă. Bă, dar se va umple. În câteva zile va fi plin. Da. Dacă va fi plin, eu cred că vor mai fi căței comunitari care nu vor putea fi adunați, strânși și duși acolo într-o perioadă chiar atâta de repede. Și dacă va fi prin acest padon... Domnul Dumnezeu se ține, văd, de treabă. Bănuiesc că... I s-a dat normă, 10 câini pe zi. El face 11, prinde în fiecare zi. Păi nu, păi de când a început, înseamnă că mâine, până deja, padocul este plin, ar trebui să fie 100. Așa se înțelege. Păi azi erau 60 și ceva, la sfârșitul zilei ar trebui să fie 70 și ceva. Peste săptămână ar trebui să fie... Eu personal, aici trebuie să noi, dacă putem, noi consilierii locali, dumneavoastră presa, să încurajăm cetățenii care nu au un câine să vină, să meargă acolo, să adopte un câine. Vom face și noi o campanie. Sunt, dacă ei sunt deparazitați, sunt tratați. Și asta, deci nu cred că va fi un pericol să ai un câine, dar acel câine trebuie să ținem cont să fie la curte, să fie undeva, dacă în preajma unor locuințe, a unor scări de blocuri, să fie amenajat un țarc cu niște cuști, nu-ți lăsați, adică tot în fața blocului, atunci n-am făcut nimic. Care este mesajul dumneavoastră pentru cetățeni? L-am întrebat și pe domnul Danu, în legătură cu adopția. Eu sunt pentru adopție, deci eu personal nu mai pot să iau, pentru că am acasă un câine, dar vreau să încurajăm cetățenii noștri să intereseze exact la, probabil, la ecosalubritatea, cine o să răspundă de acolo sau gospodăria comunală și să adopte câte un câine și să-l îngrijească. Cei care pot. Sunt și persoane care, mulți spun, dom'le, dar n-am ce pune, ce dat copilului la școală, de unde să merg eu să mai dau la un cățel de mâncare. Am înțeles. În schimb, trebuie să încurajăm pășcănenii că sunt, care pot. Bun. Aici sunt convins că vom discuta și în ianuarie și anul viitor despre acest subiect și va genera, desigur, multe pasiuni, pro și contra. Sunt convins de lucrul ăsta. Și multe comentarii au fost și până acum, sunt și astăzi. Bun, haideți să discutăm și despre această aderare la Arsacis. Iată, comisia s-a întrunit, astăzi din nou a discutat și a pus pe hârtie un parcurs de lucru. S-a făcut o solicitare către Arsacis și operatorul din Iași pentru a prezenta municipiului Pașcani în mod oficial statutul și actele de aderare. S-a greșit atunci când s-a aprobat aderarea la Arsacis. Vă întreb asta pentru că am sentimentul că nimeni nu vrea să negocieze, sau mai bine spus, ce anume să negociez dacă cărțile au fost făcute, eu așa înțeleg lucrurile. Pe de o parte, pe de altă parte, ce pierde, ce câștigă Pașcaniu dacă renunță la serviciul de apă și canal în favoarea operatorului din Iași? Eu personal consider că nu s-a greșit. Proiectul de hotărâre a fost votat în urma mai multor discuții și în momentul când a fost votat, chiar și colegii din PSD au fost de acord. Și nu cred că a fost o comandă de la cineva să voteze acel proiect. De ce spun că nu s-a greșit? Asociația Regională a Serviciilor
de alimentare cu apă și canalizare, după cum știți, acționează pe o rază foarte mare în județul Iași, chiar și în regiune spre Neamț, spre Vaslui. Asta. Deci în momentul când o asociație a ajuns la un asemenea nivel, poate accesa fonduri europene și prin intermediul APA Vital, aceste fonduri să ajungă și la Pașcani. Următorul pas va fi ca Pașcaniu, deci Preservapa, să treacă în subordinea lui APA Vital Iași. Aici APA Vital Iași, dacă va fi o negociere, spun eu, destul de serioasă, că trebuie să fie, consider că această comisie, până la urmă, dar chiar dacă aveam la început o impresie că se va constitui pentru a prelungi timpul, dar poate să aibă și un scop foarte bun pentru Pașcani. Și după cum am înțeles de la directorul general Toma, din discuția ce a prezentat pentru Pașcani, în perioada următoare, special în 2014, Pașcaniu poate să beneficieze de 2 milioane și jumătate de euro pentru servicii de alimentare cu apă și canalizare. În 2014? Da. Bun. Și dacă nu se întâmplă? Păi dacă nu se întâmplă, un pic. Deci întotdeauna trebuie să ne gândim în perioada trecută de, să nu spunem 23 de ani, de 20 de ani. Societatea Preservapa, fostul DAC, nu a putut să facă prea multe investiții. Doar aici, acolo, o mică canalizare prin fiecare primar, într-un mandat de 4 ani, mai făcea câteva sute de metri de canalizare și nu știu ce. Insuficient pentru Pașcani, în special pentru comunele, nu comunele, pentru suburbii. Mă refer la Blăgești, Gâștești, Sodomeni. Dacă la Sodomeni mai avem o alimentare cu apă cât de cât, la Gâștești și Blăgești, acolo cetățenii sunt chiar într-o dificultate mare. Știți cum? Așa. Și de ce cred eu? Pentru că în momentul când o persoană nu este încă la conducere, nu este, cum poți să spui, băi, nu va face. Haideți să avem să treacă Preservapa în subordinea lui APA Vital. Eu consider că la Pașcani este nevoie să rămână un punct de lucru foarte important, ca o secție, de ce nu? Unde să fie un șef de secție coordonator, un post de director chiar, să fie personalul tehnic, este nevoie de tot personalul tehnic și cred că toți angajații vor fi menținuți la Preservapa. Eu nu cred că vor fi eu știu anumite remaniere acolo ca să nu mai... Nu avem, pentru că, bine, da. Să știți, nemulțumiri sunt foarte mari, iată, la Hârlău, la Târgu Frumos, gândindu-ne la că, comunele care gândindu-ne au că Pașcaniu, în subordine, sunt atâtea localități, mă refer Moți, Castolniceni, chiar partea asta spre Cotnare, va fi Blăgeștiu, va fi Gâșteștiu, Sodomeniu... Să fie așa cum spuneți dumneavoastră. Eu am încredere că Pașcaniu are ocazia acum să beneficieze niște investiții. Și necesare aceste investiții. Bun, să fie așa. Să nu cred că este o mișcare așa de bună pe cât o lăudați. În primul rând, soluțiile care le folosesc pentru investițiile de la Pașcani, ei n-au garantat nimic, ca până în 2015-16 au promis prima dată 28 de milioane de euro și tot așa, nu mai luăm discuția pe tema asta. Investițiile o să le facă tot din banii cetățenilor. O să mărească prețul prima dată, o să-și acopere ei niște găuri ale lor, că și ei nu stau pe roze, stați liniștit, și din banii oamenilor să mai facă și ceva pe aici, ca să zic că am făcut. N-ați spus nimic despre pierderi. Societatea de apă la Pașcani are 43,9% pierderi. Dar după cum ați constatat și dumneavoastră, eu n-am văzut nicăieri în oraș o fântână arteziană care să iasă apă permanent. Unde sunt pierderile astea? Oricum o să fie luată de Arsacis sau APA Vital, o să dispară și pierderile, cred că. Ori asta e problema noastră principală. Pierderile. Nu pierderile, avem o garanție în sensul ăsta. Se vor locui conductele vechi de peste 40-50 de ani. Vor dispărea pierderile. Dar unde sunt pierderile? Aproape 50%. Deci nu pot să cred că 50% din apă se scurge așa în pământ.
Ce este la cetățeni, pierderea de la cetățeni, am întrebat pe domnul Presecaru, ea este prinsă în factură. Deci este facturată. Cealaltă, 43,9%, nu este în factură, deci nu este plătită de nimeni. El este are niște costuri de producție. Conducta generală pe distribuție, da, până la bloc. Da. Asta este explicația. Exact, explicația, da. Și am zis, unde este? Păi, noi ținem sub presiune conducta de la Moțca. V-ați dat seama că asta a fost o minciună. Nu avea cum să o țină sub presiune în luna august, s-a oprit de atâtea ore apa și nu pentru un sfert de oră, să zic, cât ar fi făcut trecerea dintr-o parte în alta. Dacă era adevărat. Dar... Deci nici acolo nu este apă. Bun. Deci e bine, da, sau nu e bine? Din punctul meu de vedere, cetățenii vor avea de pierdut. Deci mai bine era să fie rămas la Pașcani. Deci dacă punem soluția, domne, majorăm prețul și facem investiții, asta putem să facem și noi. Și atunci când noi facem investițiile, când va mai fi apă la Găștești, în Glăgești? Canalizare. Când dacă într-un an de zile, deci într-un an de zile, din majorarea asta de preț care o fac ei, știți cât se câștigă? 1 milion de euro. Cu 1 milion de euro poți să faci, eu știu, la Blăgești, la Găștești. Înțeleg că dumneavoastră ați pus întrebarea. Propuneți o nouă majorare, nu, să rămână de... societatea la Pașcani, o nouă majorare și să facem investiții. Nu, deci eu propun să rămână așa și să reducă pierderile. Deci să iasă, nu știu ce este acolo cu pierderile astea, de asta vă spun. Dar să lămurească întâi cu pierderile și după aceea vedem. Bun, n-am lămurit-o 20 de ani. Credeți că lămurim, da, în următorul an? Nu se vrea. Asta este altceva. Bun, ce trebuie să facem? Păi să facă un audit la societate. Ne-am săturat. Deci un audit acolo... Au făcut firmă... și domnul Rusu a făcut audit. Sigur. Toată lumea aștepta să iese de acolo. Unde este pierderea? De explicații din partea conducerii ne-am săturat. Deci, da, să... bine, deci, dar niciuna nu este viabilă. Audit 140 de milioane. Ați crezut ceva din ce vă spus? Nu, dar au venit de la universitate. 140 de milioane s-a plătit. Și ce au zis? Unde este pierderea? Păi, în, da, pământ. Și este legală. Asta a fost explicația. Și încă mai este loc de acumulat pierdere. Domnul Cojocară, știți de ce susțin eu această trecere? Deja suntem la Arsace, trecem la Apa Vital. Eu când merg în Iași, eu este un șantier permanent. Deci acele investiții le face Apa Vital. Bun, deci aici se schimbă conducta, aici se schimbă canalizarea. Orice stradă, în momentul când se asfaltează în Iași, nu se asfaltează până nu se schimbă așa este. Conducta nu de apă și canalizare. Că politicienii din Iași se vor gândi și la Pașcani. Că cei din Iași se vor gândi și la Pașcani, ca la al doilea oraș din județ ca mărime, da? Cu probleme rapide, importante de rezolvat. Da? Dacă se va întâmpla așa, ar fi foarte bine. Da? Eu am câteva paranteze, pentru că au promis și la Hârlău. Au promis și la Târgu, au promis și în comune și situația nu este chiar așa de roză cum au conturat-o ei atunci când au negociat. Bun. 2 minute mai am. Haideți, în legătură cu bariera de la Blăgești, iată, o investiție destul de mare de pe timpul fostei administrații, erați viceprimar, este în pericol de a fi din nou închisă. De ce? Pentru că nici până acum n-a fost finalizată, n-a fost recepționată, se circulă în pur stil românesc, fiecare cum vrea, pe unde vrea și așa mai departe. Cert este că în ultima ședință a Comisiei de Circulație, polițiștii au atras atenția că nu este în regulă și că, iată, au început să circule și microbuzele cu elevi și cea mai bună soluție, din câte am înțeles, să fie închisă măcar temporar bariera până ce se vor clarifica, până ce se vor obține avizele necesare. Ce se întâmplă acolo? De ce durează atât de mult? Și dacă trebuie închisă sau trebuie găsit o altă soluție? Eu spun că nu, dumneavoastră trebuie închisă. Practic, nu bariera eu, nici nu a fost deschisă oficial. Deci a fost drumul, lucrarea executată. Nu știu dacă în proporție de 100%, că acolo mai sunt la intrare, constructorul trebuie să mai amenajeze un scoar și o bandă de separație. Nu a fost domnul Crăciunescu, da, și a deschis-o în prag de campanie electorală. Ați văzut asta, tăia public acolo? Ei, am văzut că dădea declarații. Declarații, da. Adică, ce s-a întâmplat? S-a primit doar avizul de la CFR,
Deci, din punct de vedere al trecerii, deci s-au montat barierele și s-au aprobat, s-a primit avizul pentru trecerea peste calea ferată, dar avizul de la CNADR nu a fost primit. Și nu a fost oficial dacă șoferii care au considerat că ar fi bine să treacă, ei au trecut pe proprie răspundere. Și de ce? Pentru că nu a executat, nu este recepția. Și un lucru când nu e recepționat, cum poți să spui că e finalizat și ai voie să-l și folosești? Și în ședința tehnică de organizare a circulației am discutat cu domnul de la Poliția Rutieră la municipiul Pașcani, am discutat acolo, a fost domnul viceprimar, președintele comisiei, colegii care și am spus în felul următor. În primul rând, drumul nu a fost proiectat pentru utilaje grele decât până la 3,5 tone și utilaje agricole, chiar și autobuze care spun o serie de... Circulă Alandala, acolo se circulă... Ca pe șoseaua de centură. Da. A fost montată cândva în urmă cu 2 ani, când... În timp, nu știu dacă de constructor sau de primărie, o barieră, a dispărut și bariera, probabil hoții de fier vechi au luat-o, că nu cred că a fost trimis cineva să o ia ca să poată să circule un anumit utilaj pe acolo. Și eu am fost de acord cu propunerea domnului agent, șeful Poliției Rutiere sau adjunctul Poliției Rutiere de la Pașcani și toată comisia tehnică de organizare a circulației, am fost de acord să oprim circulația pe acel segment de drum până conducerea locală va insista la CNADR și va obține avizele necesare pentru circulație. Că nu cred eu că să, atâția bani care s-au investit acolo și bani mulți, să rămână chiar așa în vânt, să nu poată folosi cetățenii din Blăjești, vânători și alte persoane care circulă, să folosească acel drum, dacă tot sunt banii noștri acolo. Corect. Bariera de la Blăgești, o lucrare tipic românească. În loc să fi luat avizele dinainte, de la CNADR și tot ce trebuie și după aceea să băgăm 16 miliarde acolo și acum CNADR-ul să vină și să spună, domnule, știi, nu este bine așa și nu vă pot da avizul, ce facem mai departe? Și zic că, domnule, trebuia să o faceți, uite, 10 metri mai încolo. Vreau să vă informez că avizile au fost luate de la început, de la și final. De la CNADR? Da, inclusiv și de la CNADR. Și au spus, domnule, este ok să faceți da, aici. A fost ok, spune că reamenajare, trebuie acolo drumul lărgit. Dar toate indicațiile să înțeleg cum trebuie unui făcut. Scuar sau unui parapet. Deci exact. Și mai erau niște soluții tehnice impuse, altcumva doar obligația la stânga. Atât. Deci, dar oamenii fac și la dreapta. Să știți lucrul ăsta. Ceea ce este o problemă. Acolo este o problemă. Este o problemă. Se poate întâmpla un accident grav, un ambuteiaj, dacă un șofer imprudent nu... Deci, eu consider că poliția rutieră, dacă își face datoria, în scurt timp nu va mai... Până nu va fi montate indicatoare într-așa fel ca să respectăm circulația pe drumul public. Bun. Domnilor, mulțumesc pentru participare. Urmează știrile Infobit, după care ne revedem la Pixelul Albastru. O seară bună!